fac acum ce? Eu ce am ajuns la concluzia că n-am decât o singură soluție. Să mă duc în tabăra cealaltă și de aceea m-am apucat de școală și am început să învăț fizică, așa l-am pe Mircea Rusu, m-a luat el la fizică, ca să pot să găsesc exprimările, ca să pot să spun despre lumea asta în limbajul celor care într-un fel o negau din start. Că scopul este să-i plăgăm împreună, nu să facem o diferențiere netă. Atunci am demonstrat că se poate și are sens, ce zice. Dar trebuie să găsim și formele. De aceea am învățat, dacă nu e nevoie, nu trebuie să spun mai departe extrapolarea. Și facem o discuție. E, în economia este fundamentală? Dacă e fundamentală, până la început ca principiu. Dacă nu e fundamentală, o lăsăm și o descoperi ca principiu, vine la mine. Păi n-ar putea să fie cu tarca. Asta, vezi, mine, bine, ai descoperit-o, e din tine. Deci sunt niște și metodologii de prezentare care de acolo le descoperim. Prin asta, dacă n-am avea discuții de genul ăsta, ce le citim de ceva, pe ce facem școala citită din afară și luăm pe Cutare, Popescu, Ionescu din străinătate și facem apologia școlilor și luăm pe, cum îl cheamă, de exemplu, De Bono cu lateral thinking și te facem schemă mecanică și transmitem la școală. Deci asta naște școală. Deci trebuie să fim parte componentă și să vedem cum putem contribui reflectând de noi. Deci e un proces viu, deci e un proces viu. Acum se naște, nu vine nimeni cu șabloane, dar în același timp folosim fiecare șablon și demontăm și mișcăm, paradoxa, poveste întreagă. Mulțumesc. Vreau să închei cu următoarea chestiune. După acest expozeu sau conferință către Simona, când a zis că schimbă registru, își punea în minte întrebarea, Doamne, înțeleg ei ce spun eu aici adesea. Și atunci eu spun următorul lucru. Acum am înțeles mult mai profund ce spunea Dostoievski. Oamenii sunt nefericiți pentru că nu știu că sunt fericiți. Această conferință ne-a dus la această conferință. Corect. Corect. Le-ați aminte. Foarte corect. Până să ajung să iau loc pe scaun, mi s-a răspuns la foarte multe dintre întrebările pe care le-aș fi pus. Vreau să întreb totuși cine sunt cursanții. Am aflat că nu sunt încă absolvenți. Există, deci acum sunt niște întrebări practice din punct de vedere a ce înțeleg eu prin școală. Există niște condiții pentru a deveni cursant înainte de a... Adică, totuși, cui se adresează această școală a fericirii? Înțeleg că mi se adresează mie, cu siguranță. Dar de la ce nivel pot să încerci să înveți să fii fericit? Sigur că poți să înveți de la orice nivel. Deci eu am și niște răspunsuri pentru mine, dar vreau să văd ce răspunsuri are. Școala nu are o condiționare legată de cine ar putea să urmeze această școală. În orice fel de comunicare, în orice fel de mesaj, în orice fel de concept pe care îl faci, asta este o altă idee din școală. Odată ce tu crezi într-o idee, și îți pui toată pasiunea în ea și realmente scoți, te exprimi într-un mod, printr-un, nu știu, obiect, produs, idee, școală, fie ea, nu trebuie să ai niciodată grija cine va dori acea școală sau cum vei face să-ți atragi studenții. Întotdeauna există, odată ce eu simt nevoia de a face această școală, pentru că sunt această piesă din puzzle, piesele de puzzle vor fi atrase ca să fie în jurul meu. Și atunci nu există niciun fel de structură, niciun fel de condiții, trebuie să fie într-un fel sau altul. Da, nu mă gândeam neapărat la... Întrebarea nu era pusă în ideea că îți găsești sau nu îți găsești cursanți. Sunt convinsă că sunt oameni care poate își doresc și exact vor rezona la acest subiect. Acum, cei care au venit spre acest subiect, au găsit, să zicem, pe internet ideea și le-a plăcut foarte mult. Probabil că vin cu niște așteptări. Bănuiesc că întâlnirile se țin de grupe și s-ar putea să fie foarte heterogene acele grupe, da, din școala, multe puncte de vedere. Cum rezolvi această? Avem o discuție inițial și școala este dezvoltată în mai multe formule de abordare. Există, de exemplu, o școală care se referă doar la construcția realității, care te ajută să înțelegi cum să-ți realizezi proiectele pe care le ai. Există partea de... cea mai profundă este partea de școală, efectiv, care este, să zicem, 60% un demers filozofic,
și doar restul, o parte, parte practică care te, te ghidează. Și există în același timp nivele pentru fie, și pentru școală și, și pentru crearea realității, există nivele pe, la care se formează grupele. Deci, da, funcție da, de, da, da, se face o oarecare evaluare de întrebările și așteptările pe care... Da, ok. Și cine sunt trainerii? Trainerii sunt, deocamdată, ca și trainer permanent sunt eu și sunt în discuție acum cu încă câteva persoane care, care vor prelua partea de pregătire, să zicem, pe câteva subiecte din... dar numele deocamdată okay, nu sunt. Nu, deci nu, numele deocamdată mă da, deci în, în mod, în mod, în mod permanent, să zicem, sunt, sunt eu, iar, iar ceilalți sunt profesori invitați. Și lansez această invitație pe măsură ce școala se va dezvolta, dacă cumva considerați că aveți o contribuție pe care o puteți aduce pe un anume subiect. Sunt deschisă să... Cât, da, cât da, de mult se discută în cadrul școlii experiențele personale ale fiecăruia? Că am văzut că se pune foarte mult accent pe da, da, identificarea da, și... Deci consider, consider că, considerăm că o școală nu poate să-și facă, sau cel puțin această școală nu-și va face rolul dacă ea nu va fi integrată în, în existență. Nu, nu mergem mai departe până când nu, nu putem să integrăm aceste, aceste experiențe. Dar pe măsură ce... Deci este o... Școala provoacă un... lansează o provocare de a, de a depăși aceste tipare mentale și vor începe noi și noi perspective. Chiar dacă ele nu sunt neapărat predate în, în timpul orei la școală, procesul este continuu. Deci și acasă și în timpul activității, noi și noi idei vor veni pentru că se face o breșă în, în sistemul în care, în care deja ai gândit și în tiparele mentale. Și vor, vor putea să vină informații din, care sunt folositoare pentru, pentru fiecare. S-au văzut rezultate. Că, absolut, absolut. Da, da, oamenii deci, se transformă. Deci, școala, școala, nu este, școala nu este un loc în care este luată o informație și doar cu informația aceea veți opera în continuare. Deci este doar o, un fel de deschidere a unui nivel de înțelegere. Sunt, sunt plantate niște semințe, niște concepte noi, sunt puse semne de întrebare la multe concepte cu care am operat până acum și sunt demolate, să zicem, construcțiile care, cu care am fost obișnuiți să interpretăm realitatea pe care o facem, pe care o trăim acum, punând foarte mult întrebarea, dar de ce nu? De ce nu? În loc de nu se poate, dar de ce să nu se poată? Și nu, nu neapărat ideea de a găsi motive pentru care să se poată, ci doar să treci mai departe și să decizi că se poate și după aceea să vezi cum se, cum se realizează. Pentru că ideea, noi am fost poate educați până acum să, să ne gândim că vom putea realiza sau vom putea ajunge într-un punct doar dacă știm care sunt pașii sau cum ajungem până acolo. Școala, de fapt, îți, îți arată și îți dă toate instrumentele și toate concepturile cu care poți să operezi într-un mod în care știi doar ceea ce vrei, cum să-ți configurezi acea dorință după ce fel de, de principii, după aceea tot parcursul pe care, pe care vei merge se va construi, se va construi fără să, da, fără să, după niște legi pe care tu nu trebuie neapărat să le, să le dar vei fi surprins cunoști, să vezi că da? Adevăr dar întotdeauna, întotdeauna odată ce vei, ce vei lansa acea dorință, vei ști că vei, vei putea să ajungi acolo. Mulțumesc frumos! Codiso Hanganu și prin centru din când în când. În primul rând, mulțumiri pentru seara asta. Pentru mine personal pot să spun că mi-a ridicat niște semne de exclamare și semne de întrebare și îți mulțumesc pentru ele. Mulțumesc. O întrebare specifică, aproape de la început am simțit teaser-ul lui The Secret în poveste, ca să spun așa.
Și vreau să înțeleg față de ceea ce toată paradigma din The Secret și ce au mai urmat, nu-l pot spune că le-am urmărit pe toate, că le-am citit, dar am văzut câte ceva. Ce mai e în plus peste asta? Da. Poate că într-o anumită, și cred că multă lume din sală a trecut pe acolo măcar, a acceptat, n-a acceptat, problema fiecăruia, dar cred că ar fi util să ne spui dincolo de ceea ce, alte elemente, tocmai că la un moment dat cred că te-ai înfrânat să nu spui prea multe, dar poate că audiența nu s-ar fi speriat așa de tare. The Secret este, să zicem, o cărămidă de bază aici. De bază nu mă refer ca și importanță, ci o cărămidă de la bază. Dacă ați luat contact cu aceste idei, un prim pas s-a făcut. The Secret este, să spunem, un fel de prezentare din avion a unei povești. The Secret spune, odată ce-ți dorești, poți să ai. E ca și cum îi se spune lui Făt Frumos, vrei o prințesă, du-te și ea, va fi a ta. Da? Duhul lui Adin, da? Deci orice îți dorești, se poate. Se poate. Asta este The Secret. Școala îți arată că între momentul în care îți dorești ceva, cum să selectezi din aceste dorințe ceea ce este pentru tine, ce ar trebui să-ți dorești de fapt, și cum după ce ai selectat din toate aceste dorințe care ți se prezintă așa pe o tavă, de către minte, cum ai putea să ajungi la ceea ce îți trebuie ție. Iar acest drum trece întotdeauna prin niște provocări. Este ca un... și eu o să spun lucrul acesta, poveștile sunt adevărate. Deci drumul eroului din poveste care merge să găsească o prințesă, o prințesă este întotdeauna într-un palat, trebuie să facă un drum care trece prin multiple provocări, găsește pe drum instrumente, găsește aliați, găsește dușmani, găsește dușmani care sunt deghizați, găsește și aliați pe care nu-i recunoaște, dar întotdeauna va avea toate instrumentele de care va avea nevoie ca să ajungă și să-și ia prințesa. The Secret spune doar atâta, dorește-ți prințesa și vei avea prințesa. Școala spune, ok, hai să vedem ce fel de prințesă ai tu nevoie și cum ajungi acolo. Și de fiecare pădure pe care o întâlnești, cum să recunoști dacă este prietenul tău, prieten sau dușman, dar cum să-ți alegi instrumentul de care ai nevoie. De asta fiecare dintre noi, poate că vom putea, deci noi vom putea să ajungem să ne realizăm, și mulți dintre noi realizează vieți extrem de spectaculoase. Dar alții se mulțumesc, de exemplu, să fie doar vânzători în piață sau să aibă un chioșc sau se mulțumesc să fie vânzători la supermarket sau se mulțumesc cu niște extensii din acestea foarte, foarte mici care sunt departe de potențialul lor. Și întotdeauna și ei au același drum care este deschis până la o viață absolut spectaculoasă, pentru că niciun om nu vine doar să supraviețuiască pe pământ, dar întotdeauna se vor opri la una dintre fricile lor. Sau își vor depăși niște frici și vor ajunge... Când ai spus asta, mi-am realizat măcar două frici pe care le-am avut în ultimul. Vor ajunge atât de departe, cât de mult pot să-și depășească fricile. Deci întotdeauna aceste piedici pe drum vor fi din ce în ce mai mari sau vor fi în corelație cu ceea ce poți tu la acel moment. Deci școala te ajută să nu te oprești la chioșcul din colțul străzii. Ok. Mai au fost multe care s-au stat pe aici, s-au tot adunat, l-am mai pierdut pe drum. Vreau să te mai întreb ceva legat destul de strict de frecvența cursului. Era una dintre întrebări. Am mai multe, dar da, ca să mai vină. Ca să mai vină și alții acum, răspunde. Cursul se desfășoară o dată pe săptămână.
Și sunt 3 ore de practică și o oră de, nu, 3 ore de teorie și o oră de practică. Și este un curs care poate să fie, se face prin prezență în București și dacă cineva nu poate să urmeze, atunci poate să-l urmărească pe, internet, într-o transmisie. Costul este de 200 de euro pe lună, așa, dar în acest cost de 200 de euro pot să participe 2 persoane. Foarte important această idee de a merge în pereche. Noi încercăm să mergem în familie, dacă se poate, sau în pereche, ca să poți să ai după aceea cu cine comenta, discuta, nu singular, pentru că după aceea nu singur acasă într-o veluță. Așa măcar mai ai o șansă de a... Da, și mai este încă este un concept, să zicem, comercial. Deci nu e comercial ca și substrat. Conceptul este acela de a putea să te conectezi cu ceilalți și de a împărtăși entuziasmul tău cu ceilalți. De exemplu, eu poate că am 200 de euro să plătesc un curs, sau poate n-am 200 de euro, dar atunci va trebui să găsesc pe cineva căruia să pot să-i prezint, uite, am o idee, te rog, vino, cred în această idee, vino să vedem dacă putem, dacă te atrage, sau vino, am găsit ceva valoros, eu consider că ar putea să fie interesant, pot să plătesc eu pentru tine, sau... Deci e o conectare cu ceilalți. Nu mai suntem doar unii singuri care ne ducem ca niște raze independente spre un subiect, ci te provoacă să te conectezi cu alții. Sau poți să spui, nu, eu plătesc singur și nu vin cu altcineva. Aici, din punctul de vedere, mai le ajustăm ca să fie, în orice caz, în avantajul în care se poate susține problema respectivă. Putem găsi foarte multe variante. Ne-am găsit și varianta de gen de sponsorizare în care există o firmă care ajută 10 studenți să facă chestia respectivă și poate să plătească. Deci forme de plată sunt multiple, nu e aia problema. Dar important să fie suma. Suma este clară. Important este dacă vă doriți.